Cinci candidați înscriși în cursa electorală pentru funcția de primar a orașului Aneninoi au venit să participe la o dezbatere deschisă organizată pentru prima dată în această localitate. Scopul unui astfel de eveniment este de a scoate în evidență viziunea concurenților electorali cu privire la soluționarea problemelor locale și dezvoltarea comunității, dar și stabilirea unui dialog între alegători și candidați, cât și lămurirea unor neînțelegeri apărute în timp. Dumneavoastră v-ați exprimat la către alegătorii din Roseni că în perspectivă dumneavoastră veți construi, aveți în plan de a construi o școală. Vreau să vă întreb, de unde s-o luați copii în Roseni? Și spuneți, vă rog, de unde s-o luați copii dacă grădinița e stricată? Nu a mers vorba nici de o școală. Eu nu știu, asta e ceva... Nu știu cine v-a dus în eroare, dar e exclus. Facem control, nu? Care e școală? Despre ce vorbiți voi, școală? Locuitorii prezenți în sală au fost activi și au venit cu multe întrebări către aleșii poporului. Aș vrea să știu, între aceste proiecte pompoase, se numără cumva și cazanjeria cele 15 milioane achitate de Consiliul Raional din credit? Când o să aibă o rută Cărbălățul Nou, trebuia să așteptăm încă 4 ani de zile ca să... Baloteză doamna Svetlana Zătit ca să-i spunea încă o rută la 4,5 pentru aia care lucrează în sistemul bugetar. Chemăm pe domnul Polihovici să facă curățenie pe râul Calantâr care va scurgere la Bâc. Alegătorii au rămas mulțumiți de organizarea evenimentului, dar și de prestația candidaților. Bine, au fost pregătiți cât de cât și au făcut față, cred că, la întrebările care au fost puse, au răspuns în măsura cunoștințelor țare și în măsura posibilităților care o să le poată implementa, devenind în funcție de primar. Considerați că locuitorii au fost destul de activi? Cred că da. Ideea îmi pare foarte bună și îmi pare bine că este în premieră organizată dezbatere la Aneninoi. Sincer, ziceam, îmi exprimam chiar o temere că vor fi puțini. Nu au fost chiar puțini, au fost pentru Aneninoi, au fost chiar destul de bine, dat fiind pasivitatea locuitorilor. Oricum, salut inițiativa Promolețului și este una foarte bună, pentru că în campania electorală mulți candidați povestesc că alegătorii întreabă cine mai candidează mai în localitatea noastră. Chiar este o idee foarte bună că am avut ocazia să vedem pe toți la față, să ne convingem de ce prezintă sau ce nu prezintă fiecare dintre ei. Referitor la problema cea mai stringentă a orașului Aneninoi, care ar trebui rezolvată de către viitorul primar, locuitorii au avut o părere diferită de cea a candidaților. Sincer, nu aș fi de acord foarte mult cu candidații noștri la funcție de primar, care au început să ne povestească despre drumuri, canalizare, apă. Acestea sunt mai mult consecințe, nu cauze, nu sunt probleme reale. Problema reală este lipsa de investiții, problema reală este lipsa de proiecte în oraș, problema reală este lipsa de transparență în activitatea administrației locale. Asociația Promolex este o organizație non-guvernamentală care în perioada 21 septembrie 2014-20 septembrie 2015 desfășoară programul pentru consolidarea alegerilor transparente în Moldova. Programul prevede monitorizarea procesului electoral, activități de educație electorală și campanii civice Ieși la vot.